Am atrațat, da. Artic specialist, undeva am făcut ca mostră un acord de clădire, o parte din clădire, da. Culorile care le-a ales, înainte, cum și la prefectură a vrut să lucra, tot un praf de piatră, culoarea asta, un știe alt sesmul, dar nu a creat o arhitectul, și a ales să fie puțin mai gălbuie, așa, mai, un cafea mai deschis, da. O culoare mai plăcută. Așa, aia e zona care este... În afară de partea de stării de cărămidă, care din 5 culori le va alege el niște... Dar undeva va avea o culoare, da. Plus că pe fațada principală urmează partea de electrică, da. Câmpul de Marex și noi în principal, să punem și niște lumini ca pe ca seara. De jos ca să se lumineze noaptea, da. La aceeași important se va da și la scările, la scările, da, cu marmură deosebită. Cu marmură va fi să nu, da. Dăm granit? Sau o piatră, un granit, vom vedea. Noi am făcut mai multe variante. Acum și cu ceriul și fiecare și arhitectul îi prezentăm în general lucrările care sunt de importanță deosebită. Trei variante în față de exact cum a legislat și să alege ceva, inclusiv așa este partea de platou. Trebuie să fie împreună. Da, împreună. Ca să fie împreună. Intrăm? Nu intrăm înăuntru, că inclusiv reabilitarea parcului și a toate zone care se încadrează și cu ce executați dumneavoastră acum partea asta. Regenerare urbană a municipiului. Reabilitarea parcului este tot în proiect. V-ați gândit și la parcări? Care sunt deficitare în zona? Prefectura, totul este un ansamblu care se face unitar și acum, bineînțeles, ce există platforme și aici, sigur, trebuie colaborat cu ce soluții alegeți la partea de care nu va fi carosabile, că nu pot, trebuie să le corelez. Dar acum, doamna director, ceasul, aici a fost un ceas. L-ați recuperat? Este. Problema este... Păi trebuie recuperat. Nu, problema este să recuperezi o limbă sau două piese, el funcțional nu o să mai poate fi refăcut acel ceas. O să vedem ca o formă, sunt peste tot noi variante de ceasuri, dar cel inițial nu l-am avut nici în documentație, nici în partea licitației, n-a fost obiectiv. În loca neprevăzută, ca lucrări neprevăzute să le preia Consiliul Județean, da. Nu ai nicio problemă să putem să-l ducem mai departe, da. Să-l finanțăm, da. Și să-l punem ca obiectivul să fie așa o cum a fost. O să vedem și aici cu niște variante care poți să le readaptăm. De exemplu, noi ca societate care avem în toată țara, facem așa ceva și în județul Hunedoara, la Castelul Corvinilor și la prefectură și la primărie acolo, unde s-au pus toți niște ceasuri care este de efect, dar cred că ce este aici și ce am găsit noi undeva în pod la prefectură, sunt numai două piese de... Nu pot să... Le reparăm așa cum sunt, dăm efectiv diferența. Da, dar ca să fie funcțional, trebuie să-l îmbinăm și cu o soluție din... Modernă. Se va repara. Da. Deci găsim orice soluție, numai să putem să-l repunem. Să păstrăm, da, să păstrăm aceeași arhitectură.